La malul mării continuă programul școlii de vară a femeilor din PSD. Între timp, bărbații importanți ai partidului au fost duși de Liviu Dragnea într-o locație secretă. Colega mea, Xenia Croitoru, este la Mamaia, printre doamnele PSD-iste. Bine te-am găsit, Xenia. E loc și de distracție acolo? Bun găsit, Daniel, bun găsit, doamnelor și domnilor, să spunem așa, doamnele PSD-iste, pentru că tot m-ai întrebat puțin mai devreme, cel mai probabil în acest moment se relaxează după zilele pline pe care le-au avut aici la școala de vară, urmând ca mâine dimineață să tragă concluziile acestei întâlniri. Și aș vrea să precizez un lucru foarte important. Ieri și președintele PSD, Liviu Dragnea, a venit aici la școala de vară a femeilor social-democrate, a venit cu un mesaj de susținere și de încurajare pentru acestea, le-a spus că sunt foarte importante în Partidul Social-Democrat. Femeile sunt foarte importante și că își dorește foarte mult, cel mai probabil, ca în guvern să fie o mai mare reprezentare a femeilor în guvern. Așadar, am putea să ne așteptăm și la eventuale modificări și la mai multe femei în guvernul PSD-ALDE. Pe de altă parte, Liviu Dragnea a plecat în acest weekend într-un loc secret împreună cu premierul Mihai Tudose, dar și cu miniștrii, unde vor discuta strategia pentru următoarea perioadă, dar și ce vor face cu pilonul 2 de pensii, pentru că în ultima perioadă a fost o întreagă discuție pe această temă. Și aș vrea să precizez și faptul că în paralel există și o întâlnire separată a lui Călin Popescu-Tăriceanu, președintele ALDE, cu miniștrii ALDE, urmând ca în weekendul următor atât cei de la ALDE cât și cei de la PSD să aibă o întâlnire comună în care să pună la punct ultimele detalii și strategia din perioada următoare, dar și să comunice ceea ce au stabilit separat în acest weekend. Așadar, și weekendul următor ne așteaptă niște întâlniri importante ale partidelor politice de la guvernare, dar tot weekendul următor cei de la PSD vor lua o decizie și în ceea ce privește situația lui Sorin Grindeanu, pentru că în urmă cu câteva zile atât Liviu Dragnea cât și Sorin Grindeanu s-au întâlnit și au discutat despre situația acestuia din PSD la inițiativa lui Sorin Grindeanu, iar Liviu Dragnea nu își dorește deloc să piardă filiala de la Timiș, filiala care îl susține pe Sorin Grindeanu. Mulțumesc frumos, Xenia!